Dragii mei, astăzi veți asculta povestea Picătura Pic-Pic. A fost odată o picătură de ploaie care se numea Pic-Pic. Ea locuia în cer, într-un nor, alături de alte picături și se simțea foarte bine. Într-o zi, vremea s-a schimbat brusc. Un vânt rece a început să sufle și picăturile erau în pericol să cadă sub formă de ploaie. Picătura Pic-Pic nu voia să coboare pe pământ. Ea își dorea să trăiască doar în cer. Dintr-o dată, vântul a suflat cu mai multă forță, agitând norul și picăturile au scăpat. Pic-Pic a căzut încet într-o grădină pe un trandafir roșu. S-a ascuns între petalele lui, moi și fine. Mișcându-se fără să vrea, Pic-Pic a gâdilat trandafirul până acesta a început să râdă. "Cine râde?" a întrebat picătura surprinsă. "Sunt eu, trandafirul roșu." "A, îmi pare bine de cunoștință. Eu sunt picătura Pic-Pic." Și trandafirul continuă. "Și eu mă bucur să te cunosc. Eram mor de sete și nu mai știu de când nu a mai căzut o ploaie atât de gustoasă. Eu sunt fericită să pot ajuta florile din grădină," zise Pic-Pic. "Tu și prietenele tale sunteți foarte importante și necesare pentru viața tuturor plantelor de pe pământ," spuse trandafirul. A doua zi a răsărit soarele și a încălzit cu atâta putere încât a tras toate picăturile care au urcat spre cer pe o cărare de fum numită evaporare. În cer, ele au format un alt nor de ploaie, pregătit să coboare oricând. Atunci, picătura Pic-Pic a aflat că a trecut prin circuitul apei în natură. Dragi copii, nu uitați să îngrijiți și să udați și voi florile din balcon sau din curte. Dacă v-a plăcut povestea, vă invităm să desenați și voi o floare care se bucură de picăturile de ploaie. Puteți trimite desenele voastre doamnelor educatoare.